Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. Asta nu e coafura mea finală. Mi-am pus părul așa în două coculețe, că pe când ajung eu unde am treabă, o să am bucle când o să îmi desfac părul. E o treabă rapidă pe care pot să o fac, să am părul normal și fără să folosesc căldură și fără să mă stresez de fapt să-l coafez în diverse feluri. Treaba asta rezolvă o mare problemă din viața mea. Bun, ăsta e un vlog complet neașteptat. Nu mă așteptam să încep astăzi un vlog, nu aveam de gând să încep astăzi un vlog. De dimineață a fost Corina la mine să o machez, îmi place tare mult cum a ieșit, pentru că mai târziu o să mergem într-un loc interesant să facem poze. Are ea ceva prietenă, ceva cunoștință, care are un studio de design interior și a vorbit acolo și putem să mergem să facem niște poze drăguțe. De asemenea, înaintea mea la radio o să vină o fată care are un brand de genți. Din nou îmi iau camera, facem niște poze și în această situație. Deci o zi destul de încărcată și o căldură de mori. Adică e super cald, e super soare, a știut până acum să plouă, să bată vântul, să fie frig și fix acum pe când am și eu treabă, e căldura de pe toată planeta s-a trezit să fie aici la noi în Arad. După toate chestiile astea, o să mergem și până în second hand, pentru că astăzi este totul la 3 lei și 100% să găsesc niște minunății, chiar dacă e așa pe final de colecție, nu contează. Așa că vă iau cu mine peste tot, v-am zis acum de dinainte că am tot ce se întâmplă astăzi, ca să fiți pregătiți și de asemenea să rămâneți cu mine până la finalul vlogului. Vlog din nou complet neașteptat, dar mă bucur că până la urmă îl facem, așa că hai să pornim la drum. Am ajuns aici la radio și pe drum am ascultat radio ca să văd când începe emisiunea și ce povestesc fetele și au așa o discuție interesantă. Am zis că fug repede sus acolo să aud totul mai de aproape. Eventual să-mi desfac părul ca să nu mă duc așa cu ciufurile astea. Acum nu știu cât de tare s-a făcut părul, pentru că nu pot să zic că am stat foarte mult cu el prins. Am stat în jur de vreo 20 de minute până am ajuns aici și da, asta e greu de desfăcut, am nevoie de ambele mâini, sau? Nu? Nu? Hai că se poate! Cât o sta, oricum o să stea mult mai bine decât dacă nu l-aș fi prins așa. Salut, Cassandra! Bună, Corina! Bună, dragi ascultători! Bănuiesc că tu tocmai ți-ai pornit camera și noi am uitat să fixăm puțin înainte acel braț, dar sper că reușești să și înregistrezi în același timp și să povestim despre foarte multe lucruri astăzi. Am zis că filmez așa puțin pentru vlog, dacă tot mă prezinți pe povestea asta de beauty and lifestyle influencer, să fac aici puțin vlog, să vă vedeți și voi și să povestim împreună despre subiectul ăsta care zic eu că este foarte interesant. La Cassandra și mi-a făcut un make-up atât de natural și arată atât de bine. Cum ai reușit? Corina, povestește oamenilor unde mergem. La cel mai nou studio de design interior. Cât de nou? Din Arad. Foarte nou. Gen... una. Ah, ok. Deci nou, e proaspăt. Nice. Fresh. Și fetele, să știi că au renovat recent. Adică o să avem parte de decorațiuni excelente. E mare spațiu, adică ca suprafață. Vreo 3 camere. Ah, ok. Super. Hai să mergem.
deci practic am fost plecată întreaga zi, deja ora 6, abia acum am ajuns în parcare la Real. Totuși, intrăm la Humana Musai, dacă e totul la 3 lei, neapărat să vedem ce e acolo. După care o să intru rapid și în Real trebuie să cumpăr apă. Asta în mare parte e cea mai importantă chestie pe care trebuie să o cumpăr, că nu mai avem acasă, că în rest, pentru cumpărături mai multe, oricum o să revenim mâine în oraș. Că mâine mergem așa frumos să mâncăm și noi un profiterol, să ne răsfățăm puțin, să ieșim și noi la o plimbare. Dar până atunci, Humana, apă și cam aia e. Cred că vă puteți da seama cum a decurs seara de ieri. Am ajuns super târziu acasă, undeva pe la 6 și ceva, super moartă de foame pentru că nu mâncasem absolut nimic până în momentul respectiv, așa că toată energia pe care o mai aveam, am păstrat-o să-mi fac de mâncare. Și după asta, evident că m-am pus și eu leșinată în pat, m-am pus să editez chestii, poze pe care le-am făcut ieri și toate cele. Ne-am mai uitat la Naruto și cam așa s-a dus seara de ieri. A fost o zi super încărcată, așa că n-am mai avut chef să stau, să închei ziua, să vă mai zic ceva, absolut nimic. Nu. Se poate și astăzi, nu? Funcționează, nu? E ok partea asta, nu? Ok, momentan mă pregătesc chiar, aș da puțin, nu fac nimic spectaculos, pentru că o să ieșim în oraș să mâncăm un profiterol, să ne răcorim, să ne mai răsfățăm și noi, să mai ieșim și noi pe undeva. Și cam asta e în plan pentru astăzi, așa că o să pun pe cameră obiectivul ăsta, ceea ce înseamnă că nu o să pot vlogui cu el, pentru că e un obiectiv cu care trebuie să păstrez distanța. Dar am zis că le iau pe ăsta cu mine, că poate o să mai fac niște poze, poate o să încerc să mai filmez niște cadre cinematice. Practic, vlogul propriu-zis nu o să se continue, ci pur și simplu o să vă adaug imagini din ceea ce o să se întâmple astăzi, fără să vă mai zic altceva nimic. Deci da, cam asta e. Yeah.